Comuna Cotmeana este situată în partea central-vestică a județului Argeș, la o distanță de 30 de kilometri de orașul Pitești. Principalele resurse turistice antropice ale platformei Cotmeana sunt Mănăstirea Cotmeana, Mănăstirea Bascovele și punctul Țeapa. Mănăstirea Cotmeana, important monument de arhitectură medievală, este printre cele mai vechi biserici de mănăstire din țară. A fost construită între anii 1387-1389, fiind o ctitorie a lui Radu I și a fiilor săi, Dan I și Mircea cel Bătrân. Ansamblul feudal Cotmeana este format din biserică, turn, clopotniță și zidurile de incintă. Acestea din urmă, deși acoperite cu frumoase picturi bisericești, sunt prevăzute cu goluri de tragere, complexul fiind construit în scopuri strategice și de apărare. Mănăstirea Cotmeana a fost cunoscută de-a lungul secolelor și ca un centru cultural. Aici și-au desfășurat activitatea copiști ca Gheorghe Ecumenul și Ioan Râmniceanu. Mănăstirea a fost scena luptelor sângeroase pentru domnie din vremea lui Mihnea cel Rău, declanșate din cauza politicii autoritare a acestuia. Conflictul dintre domn și boierii craiovești culminează cu bătălia din februarie 1510 de la Mănăstirea Cotmeana, unde fiul său Mircea este înfrânt, iar Mihnea cel Rău abia scapă cu viață refugiindu-se în Transilvania. Care incită ochiul și bucură sufletul. Fațade din piramida aparentă, decorate cu lungi firide ce pornesc de la nivelul solului și se termină cu arcaturi sub cornișe, formează firide încoronate de câte un șir de discuri din piramida smălțuită. Thank you.
În această sfântă mănăstire se săvârșește zilnic Sfânta Liturghie, iar miercurea și vinerea taina Sfântului Maslu și moliftele Sfântul Vasile cel Mare. Un alt punct pe harta itinerariilor religioase pe platforma Cotmeana este Mănăstirea Bascovele. Numele mănăstirii vine de la Bascov, pisc împădurit cu stejari. Acest sfânt lăcaș a fost zidit în vremea domnitorului Constantin Brâncoveanu de velcomisul Șerban Catacuzino, care făcuse mai înainte făgăduința lui Dumnezeu că dacă îi va dori un fiu, va construi o mănăstire. În 1835, în urma unui cutremur, biserica s-a ruinat, aceasta fiind refăcută abia în 1843 cu sprijinul piosului creștin Ștefu Nicolau din Pitești. Un alt itinerariu de data aceasta istoric este cel legat de punctul Țeapa, acolo unde Vlad Țepeș a tras în Țeapa oaste de turci
condusă de Mahomed al II-lea în anul 1462, an în care se desfășoară bătăliile de la Cotmeana. Punctul Țeapa atrage în fiecare an turiști datorită peisajului impresionant, dar și datorită sejururilor de vânătoare. Investim în viitorul tău. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.